însuți perfecțiunea și absolutul pentru a se înțelege pe el însuși, s-a creat această lume a relativului. În această lume a relativului, a ceea ce nu este, umanitatea, manifestarea, poate să înțeleagă ceea ce este, prin ceea ce nu este. Trăind acest relativ a ceea ce nu suntem, ne dăm seama de ceea ce suntem. E un pic așa... Fain. De fapt, fraza asta nu este pentru mine. Îmi place cum te uita mine. Mai presus de cel care a ajuns în starea de maestru, e cel care vine și împărtășește și celorlalți. Bine, eu n-am mai făcut. Momentan. Am venit să vă zic și voi din ce am tot citit eu. Și eu sunt la faza lui a ști. Vasile, cred că dacă insistă un pic mai mult asupra acestei idei, vă face clar că mai presus de cel care știe, e cel care este. Și repet, a fi este secret. A fi. Ce să fii? Ce vrei tu să fii? Dar de ce să fii? Pentru că oricum ești. A fi. Fără să vă dați seama, în fiecare moment luați o decizie. Să stați, să ascultați pe ăla. Mai și clar. Eu v-am zis, acum joc rolul Batman. Luați aminte a ceea ce vreți să fiți. Fiți prezenți și înțelegeți perfecțiunea din voi. A, mă, era... Da, Nicoleta, marele răspuns pentru tine și pentru toată lumea. V-am spus că din frică umanitatea a ajuns la această fundătură de conștiință. Din frică a... Nu, acestea sunt rezultatele. Economia unde e, spiritualitatea e unde e, oamenii unde sunt. Mai este o problemă cu frica. Frica naște judecăți. Judecata naște o prejudecată și o vinovăție. Voi ați numit-o direct vinovăție. Dar drăguța de acolo a făcut o judecată. Nicoleta, tu nu faci bine! Nu, te autolimitezi, draga mea. Toți suntem perfecți. Dacă ăla vrea să se joace de-a prostul, e liberul lui arbitru. Dacă ăla vrea să joace de-a înțelept, e liberul lui arbitru. Respectați-l și nu vă băgați. Aici este arta de a îl întreba pe acela, fiți în ascultare și vedeți că acei oameni care au foarte, foarte, foarte multe temeri, majoritatea dintre noi le avem, obiectivați-vă temerile. Vă e frică că nu sunteți destul de frumos și de perfect, de frică să nu pierdeți aia, sau vă e frică că nu puteți să luați aia, sau vă e frică... Băi, sunteți perfecți. Nu. O să aflați voi, cât de curând. Și o să mă sunați. Abia aștept să mă sunați. Titi, sunt perfectă! Sate la balcon! Ce spor! În sus, nu. Abia aștept să avem acel nivel de conștiință și conștiență prin care să trăim starea lemurienilor, a lui Iisus, să vorbim telepatic, să zburăm. Asta e pentru că sunt eu visător. Eu cred. Mai că momentan în viața asta nu mi-am planificat să merg și o peapă. Că altfel devineam David Blaine. În viața asta mi-am planificat să aflu aceste adevăruri și să le trăiesc. Să fiu. Și revin și închei cu această idee. Judecata naște prejudecată, prejudecata naște dogme, dogmele nasc. Așa că, uitați-vă unde vă judecați pe voi înșivă și v-ați autolimitat în punctul ăla. Nu vă mai mințiți și nu vă mai fie frică. Pentru univers e perfect. Dacă ai zis-o Vasile, trebuie să-l credem pe cuvânt. Acestea fiind spuse, abia aștept să vă mai vorbesc și data viitoare. Dacă aveți o întrebare, puneți-mi-o. Nicoleta, ești prima, te rog. Să-ți dau cum? Cu Vasile.
Ăsta? Bunicul meu știi că nu mai plătește impozite, a păcălit statul? Știi cum a rezolvat problema asta? A murit. Cine mai are o întrebare pentru mine? Drăguța. Perfecțiunea este totul. Infinitul e Dumnezeu. De fapt, dacă e o limitare, ce e mai presus de perfecțiune? Că dacă se limitează aici, ce vede ceva presus, înseamnă. Dacă vă înțeleg că asta plecând de la ideea că noi trebuie să evoluăm. Că noi nu suntem perfecți. Credem că sunt îngeri care s-au născut printre noi și au venit în manifestare, dar asta înseamnă că ei nu mai sunt îngeri. Da, se joacă de oameni. Apoi vor fi refi îngeri și apoi, după ce nu vor mai fi îngeri, vor fi din nou însăși oceanul divin. Pentru că cei care fi pe ei sunt și îngeri și oameni și toți într-un ocean divin. E vorba de conștiința lor unde este și cum se manifestă. La un dat, conștiința lor, la un nivel foarte înalt de vibrație, nu mai este nimic decât conștiință, fericire, beatitudine absolut. Apoi coboară până la nivel de conștiință și devine înger, devine și am făcut noi acele... Doar în relativitate, azi am știut chestia asta, există nivele de ierarhie. Mai nu există. Mai bun, mai rău. Mai sus, mai jos. Doar în relativ. El e mai bun, el e mai rău. Dar de ce e mai bun, el e mai rău? În relativ. Facem judecăți. Există cum? Există 1, există 7, există roșu. A, nu că există un pic mai roz. Da, în relativ. La un alt nivel de vibrație nu mai există. Există tot. Cine mai are o întrebare? Pentru tine, dacă este, pentru mine. Încă o temă întrebare, vreau să mai răspund o întrebare, vă rog, eu cu tot cu dragostea. Mai pot da numele de telefon. Deci, vă mulțumesc, aplauze.